În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Părinte stare, iubiți părinți, iubiți credincioși, sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici, iată, anul acesta se află în săptămâna cea din tâi a postului mare, săptămână în care cugetul Bisericii este acela de a împărtăși cu toții nevoința unui post mai aspru. Este experiența multora care lungesc zilele de post până la sfârșitul săptămânii, până duminică sau chiar mai mult, înțelegând că prin aceasta este și o ușurare a gândului și o înțelegere pe care altfel Dumnezeu lucrează în timpul postului. Și au crezut cei ce au ținut aceste posturi și au dorit să experimenteze înșiși, au crezut că, într-adevăr, altfel trăiești rugăciunea, altfel îți trăiește viața atunci când pentru Hristos postești mai mult și mai aspru. Și iată că deși chiar și în mănăstiri mulți țineau acest post fără să mănânce nimic până sâmbătă sau duminică, au înțeles ca miercuri și vineri să se împărtășească în cadrul vecerniei, având această rânduială a liturghiei, care este o împărtășire oficială în cadrul vecerniei, o împărtășire cu Sfintele Taine, arătând prin aceasta cât de mult cel ce postea își dorea ca să se împărtășească cât mai des cu Domnul Hristos. Încât, deși postul era o prioritate în acel timp, totuși au găsit această rânduială de a se împărtăși în cadrul vecerniei, sigur, postind până atunci, așa cum noi înșine am făcut-o împărtășindu-ne astăzi. Înțelegem din aceasta ca gândul nostru să-L îndreptăm mai mult spre Domnul, precum înși Sfinții 40 de mucenici s-au îndreptat. Moartea nu-i ceva de căutat sau de dorit, dar atunci când crezul meu este mai puternic ca moartea, atunci moartea nu este o spaimă. Și atunci moartea nu este o primejdie care să mă facă să-mi lepăd înțelegerea axiologică pe care eu o împărtășesc. Tot astfel, atunci când durul meu după Domnul este înțeles ca fiind cel ce dă sens acestei vieți și împărtășirea așișderea, atunci toate îmi servesc acestui rost. Și chiar grija trupului își are limitele ei. Încât postul ce ne este pus înainte, cu acest înțeles să-l ducem, de a păzi ziua fără de păcat, de a fi atenți la toată viețuirea noastră, dar toate cu gândul de a ne uni mai deplin cu Hristos și Domnul însuși să ne inspire cum să trăim toate zilele vieții noastre, indiferent de împrejurările în care vom avea să trăim. De criză sau de stabilitate, de statornicie, de bine sau de lipsă. Știm că atunci când Domnul Hristos este cu noi, sufletul se luminează și trăiește cu nădejde. Am făcut pomenirea deținuților politici care au pătimit în închisorile comuniste și s-a consacrat începând de anul acesta, această zi pentru această pomenire. Și vedem că sfinți precum Valeriu Gafen, în închisoare, au reușit să trăiască o rugăciune și o înțelegere și o schimbare a sufletului, cum puțin putem să o facem în condiții consacrate pentru aceasta în mănăstiri și în locuri în care acestea învățăm în mod deosebit. În suferință a învățat să caute sens, să caute întâlnire cu Domnul și Domnul i-a răspuns. Și a văzut Valeriu Gafencu în căutarea acestui înțeles că toți suntem părtași durerii și păcaturii în această lume și toți avem a ne pocăi pentru noi înșine și pentru lumea întreagă, dar și a nădăjdui că puternic este Domnul să ne aducă din nou împreună cu El. Acesta este gândul zilei de azi. Cu acesta să ducem ziua, să ducem postul
să luminăm viața noastră și bunul Dumnezeu să vă ajute, să vă inspire în toate nevoile. Să fiți binecuvântați!